Începem cu o rugăciune. Hristos a înviat din morți cu moartea pe moarte, călcând și celor din morminte de viață, dăruindu-le. Hristos a înviat din morți cu moartea pe moarte, călcând și celor din morminte de viață, dăruindu-le. Hristos a înviat din morți cu moartea pe moarte, călcând și celor din morminte de viață, dăruindu-le. Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne Iisus Hristos, Fiul Dumnezeu, pentru rugăciune preacurate Maicii tale și ale tuturor Sfinților Tăi, miliește-ne și mântuiește pe noi. Amin. Amin. Hristos a înviat. Mă bucur că și în această seară ne-am putut întâlni. Astăzi îl avem alături de noi pe domnul profesor Adrian Opre, decanul Facultății de Psihologie și Științele Educației din Cluj-Napoca. Dânsul este un cadru didactic foarte îndrăgit în rândul studenților și mereu preocupat de calitatea actului didactic. Îi mulțumim frumos că a acceptat invitația noastră și pentru că s-a sacrificat din timpul dânsului să fie alături de noi. Astăzi domnul profesor ne va vorbi despre frici izbăvitoare și ulterior va răspunde și la câteva din întrebările noastre. Mă bucură faptul că văd mai multe fețe zâmbitoare decât îngrijorate. Am fost realmente foarte impresionat, lecturând în mare parte ceea ce ați încărcat pe platforma aceea a programului, proiectului Lumina din mijlocul fricii, un titlu fantastic, mi-a mai impresionat mai cu seamă titlul și laudele mele pentru cei care au gândit titlul, care a și amorsat nu numai reflecții, dar niște mărturii extraordinare. Chiar vă încurajez pe cei care, mai are majoritate, n-ați semnat ceea ce a scris acolo, vă îndemn, vă încurajez să le adunați, să le puneți la un loc, să rezultă un volum, să rezultă un material. Cred că va ajuta foarte mult. Chiar a fost pentru voi o șansă extraordinară de a pătrunde puțin în sinele vostru, în liniștea aceea care a creat-o, contextul furtunii de afară, ați pătruns într-un mod minunat. V-ați întâlnit înăuntru vostru atât cu răutățile care le avem toți cu noi, dar și după etapa asta, întâlnit cu răutățile, cu fricile, cu temerile. V-ați întâlnit cu frumusețea din voi și cei mai mulți dintre voi, și aș putea să fac așa un fel de suprapunere, cum ar spune românul, overlapping, da? O suprapunere între multe din mărturiile voastre și să vă arăt că toate converg spre descoperirea final a adevăratei izbăviri din acest experiment, care suntem toți actori, mai mult sau puțin voit actori, și ceea ce voi ați descoperit acolo, și anume că prin rugăciune, prin a descoperi pe Iisus Hristos înăuntru nostru, găsim de fapt soluția la multe, nenumărate problemele noastre. Acum, eu am să fiu mai puțin centrat pe un răspuns teologic, deși de multe ori scap în această zonă, dar vă spun la început, n-am pregătire teologică formală, am o pregătire informală. Sunt aproape și eu, ca și voi, de biserică, mai aproape sau mai puțin aproape, asta Dumnezeu o știe, nu pot să știu eu, dar n-aș vrea să vă creez expectanțe nefondate, să vă așteptați că eu voi da multe explicații teologice, de aceea vă și permit să nu dați foarte multe întrebări care vizează un răspuns teologic. Voi aveți șansa extraordinară de a vă întâlni foarte des cu personalități din lumea aceasta teologică, fie că sunt teoreticieni, practicieni, duhovnici, autentici, mai cu seamă, pe care puteți afla cu adevărat răspunsurile nu din cărți, ci din trăirea lor. De aceea, întrebați-vă și mine, dacă vreți, încerc și o să vă expun și din cărți, dar și din experiența personală, din experiența mea cu persoane care au trecut și trec prin suferință psihică, să vă dau mai degrabă o lectură psihologică, prioritară, nu exclusivă. Nu promit că nu voi scăpa să spun și ceva teologic, dar nu aș vrea să mă provocați în mod deosebit, să-mi testați cunoștință, să-mi dați și note pe zona aceea. Măcar așa veți crede că sunt cu adevărat empatic vis-a-vis de voi, mai picăm și noi, de altfel noi și spunem studenților noștri că des picăm la examene acestea sau ne expunem la examene, bine zis, în contextul în care predăm și de aceea credeți-ne că suntem suficient de empatici cu voi. Nu e tocmai o experiență comodă aceea, apropo de experiență, ne apropiem de o experiență care a dezvoltat acum COVID-ul. Și pentru noi, orice experiență a predării, că e la curs, că e la seminar, că e la laborator, că e la un set de întrebări cu care sunt ciuriți, e o experiență care poartă cu ea și amprenta unei emotivități. Chiar dacă noi jucăm unii dintre noi foarte bine teatru, unii ne și iese, să vină tema care am propus-o. Titlul meu a amorsat tema aceasta, vă spun sincer, mi-a plăcut, revin, spun foarte mult acest titlu, Lumina din mijlocul fricii. Nu e frumoasă decât acea expresie poporană, un truism deja ieftin, lumina de la capătul tunelului, știți? Aceasta este o expresie minunată a voastră, aceasta în raport cu expresiile poporane, laice și adesea lipsite de substanță. Și am propus frici izbăvitoare,
Nu ascund că am mai avut câteva întâlnire, poate că sunt aici de cei în fața mea care ați fost prezenți la o provocare care am primit-o de la cei ce organizează berăria culturală. Și acolo mă vin prima dată ideea de a, că tot spunea frică, tot mai prinsă de frică, ajutați-ne cu frica, etc. Și am zis să ai un pic să răstărmăcesc puțin frica aceasta, că probabil prea o cultivăm, prea o fetișizăm. Și ca tare, de acolo am propus o analogie, o abordare, desigur acum am schimbat destul de mult raportându-o la acest context, dar ideea nu mi-e proaspătă minte, aș minți, doar că atunci vorbeam despre frici salvatoare și frici ucigașe. Așa și propus titlul, poate să duc că i-au pus afișe pe tot locul. Da? E, acum este altceva, am și preferat acest titlu al fricii ca sursă de izbăvire și pentru că termenul de izbăvire are mai multe accepțiuni, are mai multe interpretări. Desigur, înseamnă a ne salva sau a se salva cineva de o primejdie, înseamnă a te salva sau a salva pe cineva de o boală, dar înseamnă și a te mântui. Și atunci, chiar dacă eu voi insista în ceea ce expun aici, pe prima sa accepțiune aici expusă, aceea de a ne salva de o primejdie, de o încercare, de o boală, în sensul larg de accepțiune, iertați-mă, vă invit să lecturați și sensul secund, dar nu-i secund ca importanță, acela de a ne mântui. Nu-l prioritizez pe acela, deși în însemnătatea lui ar merita toată prioritizarea, pentru că competența mea nu mă ajută să fac o abordare prioritară pe sensul mântuirii prin frică. Dar am să ating problema, nu pot să o evit. Acum, cum m-am gândit să-mi structurez expunerea? Pe de-o parte vreau să ridic eu niște întrebări care presupun că sunt în mintea voastră. Și am să încerc să răspund acestor întrebări în felul în care un psiholog, oarecare, eu în cazul de față, s-a nimerit să fiu aici, ar răspunde la aceste întrebări. Nu am pretenția că sunt toate întrebările cheie, nucleare, esențiale, vis-a-vis de frică, teamă. Am formulat câteva întrebări. Știți cum e, că tentația este să spui după mai multe, am zis vreo 3, am ajuns la 5 și am mai oprit. Deci am vrut să merg pe 7, că oricum e mai sfânt decât 5, dar am oprit la 5 să nu vă sperii și vor fi 5 întrebări. Una. Ce este frica? Cea mai banală, nu vor, dar firească, de început. Ce este frica într-o lectură psihologică? Apoi, a doua întrebare care eu mi-o pun și dacă vreți, o ridic în numele vostru, este vorbim noi oare de un singur tip de frică? Frica e unică sau sunt mai multe frici? Cum apar fricile? Un alt aspect care mi se pare foarte, foarte important, adică geneza lor, etiologia lor, ca să vorbești academic, pentru că altfel vă vorbi numai într-un limbaj poporan și să mă taxați. 3. Cum apar fricile? Da. 4. Care sunt prejudecățile noastre despre frică, dacă le avem? Și 5. Ce? Sau atenție, sau cine izbăvește de frică? 5 întrebări pe care eu le adresez, le vă readresa îndată pe rând și vă încerca să răspund la ele. Într-un mod în care, repet, răspunde un psiholog, în cazul de față, încerc să spun eu. Odată, ce e frica? Și iertați-mi truismele. 1. Frica nu e altceva decât o stare de neliniște, de profundă neliniște sau de tulburare, care apare în raport cu un obiect sau cu o imagine sau cu o situație. Ea poate fi această neliniște, îngrijorare, tulburare în raport, repet, cu obiectul, cu o imagine, cu realitate sau cu o virtualitate. Cred că ar fi important cândva, nu vă ascund, am avut o temă de dezbatere, a fost cu tinerii în Spania, unde am fost invitat să discut tocmai pe problematica generației digitale, adică a voastră. Și tema a fost mult mai extinsă acolo, dar printre alte subiecte am abordat și tema aceasta a fricilor generației digitale. Și e bine să vă spun lucrul acesta, că mulți dintre noi care ne ocupăm de anxietăți, frici, depresii, vinovății și alte elemente ale emoțiilor noastre negative, cum numai nesănătoase sau disfuncționale, neglijăm acest aspect cu o numită specificitate, și anume faptul că generațiile actuale de tineri petreceți foarte mult timp în spațiu virtual și noi, de pe aproape, așa, ținem aproape de voi, sau nu vă trecem, prin nevrând dezvoltăm frici și în spații sau în raport cu realitățile virtuale. Deci, vorbind de frici, vorbind de depresii, vorbind de sentimente de culpă, vorbind de multe alte emoții, nu numai în raport cu realitatea care o experiențăm în afara spațiului virtual, ci mai frecvent, în ultima vreme, cu realitate
E în spațiu virtual, este un spațiu digitalizat, dar un spațiu în care noi pătrundem treptat, tot mai des, nu ne dăm seama că, de fapt, ne rupem de un referențial al realității non-digitale și ne creăm o identitate construită, știți așa, structurată, în acest mediu digital. Dar nu este o identitate obiectivă, neutră. Este o realitate a noastră și o identitate a noastră saturată emoțional. Mult saturată emoțional. Și atunci noi avem de-a face în ultimii ani cu foarte mulți tineri care prezintă tulburări de tip anxios, depresiv și alte aspectele acestor tulburări de stare, cum numim noi, relaționate cu experiența lor din mediul digital. Nu mai insist, dar am vrut să vă atrag atenția că e o temă de foarte mare interes și poate cândva o dezbatem noi pe toate axele, Doamne, Dumnezeu poate pe toate. Pe câteva din axele sale principale, ce înseamnă această experiență a voastră și a noastră în mediul virtual și ce înseamnă această redefinire a noastră în mediul virtual. Iar acum că și bătrânii noștri se definesc în mediul virtual. Bunicii noștri deja pe Skype, pe Zoom, mă sună mai des decât trebuie pe telefon, pentru că își exersează digitalizarea. Bine, rău, vedeți, dar această translatare, nu știu în ce măsură mai afectează la ei identitatea, dar la voi cu siguranță. Mult din ceea ce înseamnă identitatea voastră este marcată de această experiență digitală supra-saturată, iar în contextul actual și mai saturată decât oricum era înainte. Prima întrebare. A doua. Vorbim oare noi de un singur tip de frică? Adică am putea spune că frica e una, o definim clar, neechivocul, liniște, o tulburare, o îngrijorare și atât? Sau am putea vorbi de mai multe tipuri de frică? Răspunsul categoric la întrebarea aceasta este nu, dacă ne gândim că este un singur tip de frică sau un singur mod de a exprima noi frica, nu există frică, ci există frici. Iar această diversitate a fricilor noastre e dată de multe aspecte. De odată, de stimulul care o declanșează, nu o generează, o declanșează, o pregătesc. De cauzele reale, care le vedem imediat, de intensitate, de calitate și așa mai mult departe. Sau de scopul pentru care... Este de important este ca noi să judecăm emoțiile noastre, fie ele sănătoase, fie mai cu seamă cele nesănătoase, în raport cu scopurile personale. Aș vrea tare mult să vă gândiți că nu de puține ori fricile, anxietățile, depresiile, furiile noastre, invidiile noastre, geloziile noastre, au și niște scopuri personale pozitive în esența lor, nu negative. Și veți vedea cum de fapt noi cu o emoție negativă, nesănătoasă, păcătoasă, bolnăvicioasă, slujim unui scop sănătos. Deci sunt mai multe tipuri de frică, iar clasificarea lor e obiectul multor sisteme taxonomice, să zic așa, mai pretențios că sunteți voi intelectuali, adică multor sisteme de organizare, ierarhizare, raportare, operând cu multe criterii. Schimbând criteriu, altă clasificare. Schimbând criteriu, altă clasificare. Nu asta vreau să vă încarc, vreau să vă țin curs. Dar vreau să vă atrag atenția că nu e vorba de o frică, ci de multe tipuri de frici. În general vorbim de așa numitele tulburări de tip anxios, care au o extensiune mult mai mare. Adică vorbim despre ce numim noi anxietatea generalizată, atunci vorbim de acei oameni care de felul lor sunt anxioși. Nu trebuie să vină COVID-ul, nu să vină o primejdie, că patternul lor, specificitatea lor e a omului anxios. Acesta este patternul clasic de răspuns. Apoi, cu siguranță vă preocupă ceea ce numim noi atacul de panică, pe care mulți știți, fie din experiență personală, fie din experiența altora sau din lectură, tulburarea de tip anxios-fobică sau fobiile, care de fapt de cele mai multe ori sunt echivalate cu ceea ce noi spunem frică. Cu siguranță voi nu vreți să vă referiți, nu vreți ca eu să mă refer astăzi la fobii, în mod particular, cât mai cu seamă la aceste frici care v-au cuprins pe voi în contextul pandemiei. Dar v-am dat așa cât de cât o imagine a unei complexități ce le dă diversitatea fricilor. Ca atare, aș putea spune la întrebarea aceasta, e o frică sau mai multe frici, că frica e o subcategorie a stărilor anxioase și adesea e dificil să faci o diferență între ce înseamnă frică și anxietate. Deja răspund la o întrebare care m-am primit-o acum jumătate de oră sau o oră, dacă... adesea este greu, deși sunt elemente care diferențiază între ceea ce numim noi anxietăți de diferite tipuri și ceea ce corect ar fi să numim noi frică. 3. Cum apar fricele? Sau, așa cum spuneam, cine sau ce le produce? Ce sau cine le produce? E foarte important acest aspect. Pentru că în funcție de felul în care fiecare dintre noi avem propria explicație privind geneza fricilor noastre, va apărea și comportamentul,
și consecințele, și șansa de a ne izbăvi sau nu de frică, și așa mai departe. În contextul consilierii psihologice, în contextul terapiei psihologice, noi acordăm o mare importanță la începutul oricărei consilieri acestui aspect. 1. Să verificăm dacă cel din fața noastră are o interpretare apropiată măcar de interpretarea noastră privind geneza fricii sau a depresiei sau a culpei sau a invidiei, a geloziei, a furiei, ce-o fie. Foarte important. Pentru că dacă n-ajut pe clientul din fața mea, pacientul meu, pe penitentul din fața mea să ajungă la o interpretare similară cu a mea, eu nu pot să-l ajut ca expert. Eu trebuie să aduc în limbajul meu, dar nu la nivelul lexicului meu, la nivelul conceptualizării mele, la nivelul interpretării mele privind mai întâi geneza fricii. Să-i explic și eu cum a apărut frica. Eu spun mulți studenți de la noi, aveți grijă când credeți că cel din fața voastră e un nătâng, un limitat, un incult, un necunoscător și nu știe sau nu are pe lângă suferința care vine și bate la ușa noastră ca psiholog, la ușa psihiatrului, la ușa duhovnicului, nu are el cel puțin una, o interpretare privind suferința lui. Ce i-a cauzat-o, ce o poate spori, ce o poate diminua, ce o poate elimina, etc. Să greșim enorm dacă credem că omul ăla vine ca un neputincios decât e un fel de lamentație, o plângere continuă și nu încearcă să-și explice. E drept faptul că a ajuns la noi înseamnă că fie n-a ajuns la explicația cea mai pertinentă ca să găsească soluția. A găsit explicația, dar soluția n-a potrivit-o cu explicația, a găsit soluția și explicația, dar aplică prost explicația și așa, soluția, etc. Deci ăia vin la noi. Că dacă ar veni toți, am murit cu toții, între ghilimele, și psihologi, și psihiatri, și duhovnici, n-ar mai exista. Dar pentru că unii de noi facem față singuri realităților emoționale și vedeți că sunteți singuri care aveți emoții nesănătoase, toată lumea are. Noi avem cu cal. Poate ne bate, ne întrece. Dar problema se pune în termeni în care găsești explicația și soluția și o aplici corect. Și unii își rezolvă singur problema. Așa cum, repet, fascinant, cei care s-au avut curaj să scrieți, chiar dacă anonim, s-au avut curaj anonim, să puneți pe site-ul acesta scor al mărturilor de carantină, v-am lecturat ca un psiholog ce să fac, asta e cu Toma. Excursul vostru de la începutul în care exprimați puternic trăirile voastre anxioase, temeri, depresii, până spre final, în care așa era, chiar era lumina aceasta, știi, din frică, a dădea soluția. Uitați-vă ele, că sunt soluții practice, împărtășiți-le și altora, sunt extraordinare, sunt pline de psihologie, pe lângă toată saturația lor teologică și personală. De aceea nu reîntăresc ideea, pentru că realmente mi-a plăcut ce am găsit acolo, realmente m-am impresionat, realmente am fost impresionat să văd că, plecând de la premisa mea că nu e nimeni psiholog din cei ce a scris acolo, voi, fără să vreți, ați dat niște soluții psihologice extraordinare, dar saturate și teologice, îmbogățite și teologice, dată fiind aprehensiunea voastră către cunoașterea și desigur, trăirea teologică sau duhovnicească. La cauzele acestea sunt iarăși, dar revin un pic la abordare mai didactică, așa sunt multe cauze, nu vă țin un curs acum, dar e bine să știți că sunt mai multe teorii. Unele vin despre biologie. Unii încearcă să explice pe rută pur biologică cum ar fi niște anomalii cerebrale care ne fac pe noi să fim ori anxioși de felul nostru sau că sunt expresia unei specificități structurale și funcționale a ceea ce numim noi sistem limbic. Ați auzit probabil că nu e atât de pretențios, o structură a sistemului nostru nervos central care răspunde în mare măsură de exprimările noastre emoționale. Apoi, alte explicații biologice merg pe ideea acestei predispoziții genetice care doar se accentuează în viața noastră. Ce ar fi, de exemplu, un exemplu cu așa numita monoaminooxidază. Nu vă speriați, e un termen pretențios, dar e bine să știți. E o enzimă de mare necesitate în corpul nostru, pentru că ea răspunde de consumul, de metabolizarea, de digestia, dacă vreți de ghilimele, a catecolamine, adică noradrenalina, adrenalina, ați auzit de ele cu siguranță, că nu e un termen atât de... E bine, dacă ai nivele crescute de monoaminooxidază, ai șanse foarte mari să scadă nivelul de adrenalină, ceea ce înseamnă că trăiești mai puțin intens sau poate nu trăiești emoții nesănătoase. Iar această enzimă, această monoaminooxidază, e prezentă la naștere și, atenție, e foarte stabilă de-a lungul întregii noastre vieți.
e un predictor fantastic. Poți să știi de la vârste foarte mici dacă omul ăla va fi mai vulnerabil la anxietăți, depresii, sunt mai puțin vulnerabil. Și atenție, pe seama nivelului de monoaminoxidează măsurat la naștere, să după naștere, putem face predicții pe termen lung privind, nu garanția că e anxios. Vulnerabilitatea la anxietate, la depresie, la invidie, la furie, etc. Foarte important. Apoi sunt teoriile astea psihanalitice. Toată lumea știe de Freud, nu o intru eu în parohia lui, că nu sunt atât de freudian încât să intru în parohia lui Freud. Dar din perspectivă freudiană, ideea este că anxietatea e un semnal de alarmă. Ca și cum mai spune, nu vreau să pătrundă ce e inconștientul meu să pătrundă inconștient. Nu vreau să devin conștient de toate acele pulsiuni din inconștient. Știu că mă vor deranja. Atunci, frica e un semnal de alarmă. Că când încearcă inconștientul să cotropească conștientul nostru, frica e semnalul la care zice, ai grijă, ăștia sunt la graniță, închide porțile, ridică podul, plasă apa pe jurul cetății. Cam asta ar fi, dacă vezi, într-o estimare intuitivă, frica în lectură psihanalitică. Am terminat. Abordările comportamentale, o altă școală din psihologie, încearcă să explice frica mai degrabă ca un răspuns condiționat la stimul din ăștia neplăcuți, aversismul noi. Adică dacă te întâlnești cu ceva foarte sever, periculos, obiectiv vorbind, și trăiești toată o emoție puternică acolo, o împărtășești altora de acolo, probabilitatea ca mai târziu când te reîntâlnești cu acel stimul sau situație să reapare frica e foarte mare. De ce? S-a făcut o asociere nu în exteriorul meu, ci în mintea mea. Între ce? Între proiecția mentală a situației și proiecția mentală a emoției trăită. Astfel încât când mă reîntâlnesc cu contextul, automat se activează frica. Fără să-mi propun, fără să mai jude ceva, asta e explicație, repet, comportamentală sau behavioristă. Sau mai este explicația aproape de a lor, și e bine să știți asta, învățarea prin modelare sau învățarea observațională se referă la un aspect care noi neglijăm adesea. Vedeți, de multe ori când vezi pe cineva care vine într-o familie în care și tata și mama au fost anxioși, tind să pui anxietatea copilului doar pe genă. Și să-ți blamezi părinții, vezi, Doamne, că ți-au dat moștenirea proastă. În realitate, noi foarte multe frici, foarte multe fobii, le învățăm prin modelare. Poate chiar de la părinții noștri sau de alte figuri reprezentative pe care dacă vedem că au reacție de frică la un context, fără să vrem, mimăm frica lor. Sunt oameni care au frici de șerp, de înălțime, de spații restrânse, fără să fie avut o minimă experiență personală cu șarpele, cu păianjenul, cu înălțimea, cu beciul. Dar au văzut fricile părinților, fraților mai mari, iubiților, știu eu că e un frate reprezentativ, la acele realități. Și ei și-au modelat frica. Au impropriat-o. Asta este o modalitate prin care noi de foarte multe ori învățăm fricile prin ceea ce spuneam modelare. Dau un pic de lumină pe aici, nu știu să mă văd și eu. Și ultima teorie, pe care de altfel voi și dezvolta restul, ultima interpretare, restul intervențiilor mele, este teoria sau abordarea cognitiv-comportamentală sau cognitivă mai cu seamă, care spune că, în fapt, frica aceasta a noastră, și eu pledez de mult pe această interpretare, de-aia și accentuez că să mă lecturați pe mine prin prisma acestei interpretări, frica noastră este generată de interpretări distorsionate ale realității. Răspunsul nostru implicit la realitate nu e ăla în care noi percepem sănătos și acurat realitatea. Predispoziția noastră de bază când percepem realitatea este distorsiune. Tendința noastră fundamentală nu este de a percepe, mă refer la ăștia care ne crede sănătoși la cap, știți, la aia mă refer. Cei care pretinde că sunt sănătoși la cap, să știți că nu percepe realitatea în obiectivitatea ei. O distorsionăm. O distorsionăm fie în sens negativ, fie în sens pozitiv. Eu nu spun că numai negativ. Dar ideea este că distorsiunea este elementul, că acum spuneți voi în limbajul vostru, by default, adică în mod implicit, noi distorsionăm. Ca atare, frica este rezultatul acestor distorsiuni negative în cazul ăsta, aplicate realității. Vă dau foarte multe exemple. Toți ați fost copii, am fost și eu, mă amintesc și acum, acum noaptea pe întuneric, eu am trăit perioada aceea când nu erau lumini pe stradă, nici la țară, nici la oraș. Cluj avea lumini numai de la Central până pe până piața Unirii. Câteva străzi aveau câteva becuzești și orașul era prost luminat. Ca atare, ce să mai zic, la țară unde era, nu era nicio lumină pe stradă și în acea, să zic, obscuritate a realității sătești, tot ce vedeai în umbră neclară, vedeai ca fiind ceva periculos. Și mintea copilului, știți, extrem bogată în imaginații. Tot vedeam și nu vedeam dinozauri, că nu era obsesia dinozaurilor ca pentru voi, dar vedeam, desigur, diferite alte realități, animale și non-animale, ce care ne înfricoșau, nu pentru că ar fi fost, ci pentru că mintea noastră distorsiona o umbră, un copac,
un stâlp, un zgomot. Era propensiunea noastră de a distorsiona, dar și adulții fac la fel. Și acum adulții facem foarte multe lucruri. Când o situație este echivocă, neclară, insuficient explicitată, în loc să punem mai multă ordine acolo, noi o distorsionăm și mai sever. Tocmai pentru că ea poartă o anumită echivocitate, tocmai pentru că nu avem suficiente informații despre ea, culmea e, deși ne dorim, noi o accentuăm în sensul accesibilității sale. Avem cunoștințe puține, vedem aceste situații ca fiind amenințătoare. Deci acest lucru trebuie să fie foarte, foarte limpede că distorsiunile cognitive stau la baza genezei multora dintre emoțiile noastre nesănătoase. Ba mai mult, distorsiunile cognitive sunt bazate pe teoria ale probabilităților, care mintea noastră le operează rapid. Noi dacă în baza teoriilor probabilităților reinterpretăm realitatea imediat, observăm că se schimbă emoția. Nu se schimbă nimic altceva. Nici gena, nici monoaminoxidaza care a zis când m-a spus despre ea, nici creierul care eu s-a luat scântit, ci am schimbat doar informația. Ideea este următoarea. În toate aceste situații intervine distorsiunea. Rețineți ideea. Distorsiunea minții. În cazul unor emoții negative, nesănătoase, distorsiunea e negativă. E în defavoarea noastră. Dar nu vreau să intre în discuție, poate o altă temă cândva, nici nu știți voi cât de mult distorsionăm noi pozitiv. În funcție de cum interpretăm noi această realitate, adică la care m-am ferit și care spuneam că adesea noi o distorsionăm, putem genera emoții, le spunem, adaptative sau funcționale sau sănătoase, respectiv emoții negative, nesănătoase, disfuncționale, patologice. Deci interpretările noastre sunt cele care stau în realitate în spatele genezei unei emoții, în cazul de față a fricilor noastre. Dar atenție foarte mare, ca să vin un pic în jocul acesta al dialog cu voi care este aproape și de biserică. Trebuie să fim la fel de conștient că noi atunci când interpretăm realitatea, avem toată libertatea interpretării. Nimeni nu ne constrânge să o interpretăm într-un anumit fel. Atenție! Nimeni! Nici Dumnezeu! Nimeni! Deși suntem tentați să delegăm responsabilitatea și întrebările care mi s-au pus și am văzut câteva aici, multe dintre ele sunt pe accentul ăla că celălalt, ce fac în celălalt, ce fac în celălalt. Sunt obișnuit. Și în consiliere, cei mai mulți care vin, nu încep cu o problemă. Începe cu soțul, cu soacra, cu vecina. Ei nu sunt vina a nimic. Așa și aici, tendința noastră firească, nu știu, timpuriu dezvoltată este de a delega responsabilitatea. Nu, dragi. Responsabilitatea este a noastră. Dar atenție, avem toată libertatea interpretărilor, avem toată libertatea distorsiunilor. Ca atare, ca să avem așa și o primă concluzie, la întrebarea cine generează, ce cauzează emoția noastră, răspunsul este neechivoc, noi înșine, nu altcineva. Noi suntem sursa și resursa întregii emoții. Sursă ca geneză, resursă ca menținere, augmentare, sporire, reduce, etc. Să încetăm, un prim îndemn, că mai dau niște îndemn încolo, să încetăm a mai responsabiliza pe celălalt pentru emoțiile noastre. De obicei spui, stai locul că mă înfurii, stai locul că mă înfurii. Nu e adevărat, el poate să sară, să stea în cap, să sară pe fereastră. Tu poți să fii calm sau furios, e treaba ta, e libertatea ta. N-are nicio legătură cu faptul că el sare, te preznește, urlă, că e copilul propriu. Nu contează realitatea. Problema este cum o interpretăm noi. Și repet încă o dată, avem toată libertatea acestei interpretări. Ca atare avem și toată responsabilitatea. Și mai cu seamă toată responsabilitatea cu consecințelor acestor interpretări. Am terminat cu trei, care au fost mai activele lui. Patru. Care sunt prejudecățile noastre despre frică? Există oare sau nu există mai prejudecăți? Deci există oare? Răspunsul da. Și multe. Sunt multe prejudecăți. N-am să încerc să vă enumăr acum toate prejudecățile care există despre frică, vă spun eu că sunt multe. Că e moștenită, că este o boală, unic, că e categoric boală, că nu o putem controla, că nu o putem trata, etc. Una dintre cele mai frecvente prejudecăți privind frica este aceasta conform căreia întotdeauna frica reprezintă o stare nesănătoasă. O stare problematică, o stare anormală, o stare dăunătoare. Cum vreți voi? O stare patologică. Și accentuez, este o prejudecată. Am folosit termenul întotdeauna. Nu spun că nu sunt situații în care frica, anxietatea este o stare nesănătoasă, patologică, ci spun că este eronat, este o prejudecată.
să credem noi că întotdeauna frica este o stare anormală, patologică, dăunătoare, păguboasă, sabotantă. Cum vreți voi? Nu-i adevărat. Greșit. Mare eroare. Este o interpretare perdantă. Dacă interpretăm frica ca întotdeauna fiind ceva nesănătos, patologic, este o interpretare pentru noi, pentru noi în primul rând, pentru noi, pentru voi, perdantă. De ce? Frica e o stare naturală, e o stare firească. Face parte din viața noastră. Vai de oamenii fără frici, știți. Este o emoție mobilizatoare. Noi în psihologie avem întreagă, mă rog, teorii întregi vis-a-vis de ce înseamnă relația asta mai vechi, răspundă, între motivația noastră și performanța noastră, de a e legată de emoție. Cu cât ai emoție mai intensă și chiar și anxietate, îngrijorare, uneori emoția asta este un motor extraordinar, este un factor de mobilizare fantastic pentru performanțele noastre. Spuneți-mi cât din fața mea nu ați constatat că, de fapt, procrastinând, altă întrebare aici, procrastinând, mai rămân o zi până la examen și brusc în plenul fricii care vă cuprinde, dați un randament fantastic, vă și speriat, când vă pur un neuron în plus, ați scotomizat pe cineva, ce se întâmplă cu voi? Recunosc că și eu am făcut multă vreme parte din categoria aceasta de amânare și ultimele două zile de am un randament de mă speriam de mine, știți? Mă căutam prin săli. Deci știu experiența asta, este empatică și e o dovadă, o mărturie a faptului că uneori fricile astea, dar care sunt în forma lor mobilizatoare, sănătoase, nu paralizante, sunt extrem de utile, extrem de necesare să performezi pentru o anumită categorie. Pe alții îi blochează, îi înțepenesc, îi paralizează. Eu mă refer la cei care frica e un motor mobilizator. Apoi frica este o necesitate adaptativă la studenți. Noi facem distinția dintre emoțiile numite funcționale și disfuncționale sau sănătoase, nesănătoase. Și important asta pentru că nu orice emoție negativă e nesănătoasă. E o interpretare neadecvată, eronată, prejudecată, cum că toate emoțiile negative sunt nesănătoase. Vai de mine! Uneori, mai multe emoții negative funcționale îs mai necesare, mai utile, decât toate emoțiile pozitive. Țineți bine ce spun lucrul ăsta. Decât toate emoțiile pozitive pe care vi le doriți voi. Să vă ferească Dumnezeu de emoții pozitive disfuncționale, pe care nu le puteți suporta. Nu e tema de astăzi, dar ca să mă înțelegeți de ce spun că e o mare eroare să crezi că toate emoțiile negative sunt nesănătoase. Cele mai multe performanțe ale noastre le obținem pe seama emoțiilor negative, dar funcționale, mobilizatoare. Nu pe alea pozitive. Uneori emoția pozitivă te face să faci așa, laissez-faire, să te culci pe lauri și nu faci nimic. Emoția negativă, sănătoasă, e cea care te mobilizează. Nu cea pozitivă. Cea pozitivă de gâdile poate puțin la orgolii. Apoi sunt îngrijori firești, adică aceste frici firești. Frica că, spune acum, că îți pierzi serviciul și reală. În realitate, mulți dintre părinții noștri, dintre voi, v-ați pierdut, ne putem pierde serviciul, în realitate, incontestabilă. Frica aceasta pentru taxe, frica pentru relații cu ceilalți, sănătoase, nesănătoase. Frica pentru sănătatea proprie și a celorlalți, când îți pasă de ceilalți. Fie că sunt tată, mamă, copil sau cei care sunt draștie. Toate sunt niște frici, dar sunt firești necesare. Fără fricile astea, noi ne-am pierde enorm de mult. Prin urmare, iarăși o concluzie, fricile ne pot fi de folos. De aceea am spus că sunt frici care ne salvează și frici care să ne dorim să nu fugim de el. Frica permite, de exemplu, sesizarea promptă a amenințărilor. Adică răspunsul la o amenințare, dacă ești o persoană mai anxioasă, mult mai repede decât non-anxioșii vezi amenințarea. Peste ăla, iertați-mă, trece tancul, trece trenul și el, nefiind suficient de activat în sensul acesta al anxietăți, nu sesizează pericolul. Un pic am însugerat, dar nu la asta mă refer, să știți că e foarte important acest aspect. De exemplu, așa numitele personalități anxioase, care au așa numita vigilență perceptuală, adică pragurile lor senzoriale pentru stimuli amenințători sunt mult mai joase. Mult mai repede decât alți oameni sesizează pericolul care există, realmente, dar unii de noi nu-l vedem. De ce? Pentru că avem praguri senzoriale ridicate. Anxioșii au praguri mai joase. De aceea, dacă veți fi cândva mari patroni, oameni realizați și vă veți angaja bodyguards, recomandarea mea este să vă luați anxioși. Cei mai buni câini de pază, iertați-mi expresia, adică cei mai buni protectori dintre bodyguards sunt anxioșii. Pentru că văd orice minim pericol ce vă poate pe voi amenința, vă poate amenința viața. Nu e vapără, poate adevărat.
Depresivitățile anxioase au niște receptori extraordinari. Bodyguards aia care au ochii ca girofarul când sunt preajma unui politician, etc. Vă spun eu, sunt selectați dintre persoane care au praguri senzoriale scăzute la stimul amenințătorii. Aia văd în orice situație echivocă, se sesizează pericolul și reacționează mult mai repede decât ceilalți. E bine să fii în cazul ăsta anxios. Sau cei care au profilul de așa numită turburare obsesiv-compulsivă. Cu siguranță știți despre asta. Au obsesii și compulsii, adică au niște idei care tot le vin de minte și niște compulsii. Dar mă refer, de exemplu, la această perioadă. O persoană care are o abordare acum de tip obsesiv-compulsiv, dar sănătoasă, controlabilă, e mai adaptat decât mulți alții dintre noi. Se spală compulsiv pe mâini, adică deja el e rutinat. Se spală protectiv pentru microbi, nu trebuie să ține minte să pune pe agenda sau un telefon, să sună telefonul, bă, spală-te, bă, nu te-ai spălat. Nu, nu, mintea lui îl obligă să facă lucrul ăsta ca o compulsie. Se dezinfectează uneori excesiv. Ca tare, obsesiv-compulsivul e mai sigur pe el. Verifică de 10 ori ușa, cheia, poarta. Nu-i mai trebuie camere de luat vedere, că nu doarme. Un loc doarme, unui treaz noaptea, scanează realitatea, are protecțiile sale. Un contabil care este obsesiv-compulsiv, e un contabil extraordinar. Verifică de 20 de ori. Dacă îl angajezi, poți să dormi liniștit. Nu-i scapă nimic. Deci uitați-vă că sunt foarte multe contexte în care fricile sunt adaptative. Această abordare să ne invite să gândim că avem nevoie de o anumită prudență în interpretarea fricii, în interpretarea anxietăților, ca și tulburare. Pentru că, în realitate, spune un mare neuropsiholog, Alan Horvitz, să numesc, dacă nu greșesc, care spune așa, atenție, că frica noastră, atenție, frica noastră poate fi un răspuns corect în contexte neadecvate. Adică frica noastră care ani de zile, gândiți-vă dacă vedeți așa și filogeneză și ontogeneză, frica care ne-a salvat pe noi de la multe, multe evenimente periculoase, e posibil să se activeze într-un context care nu reclamă frică. Și atunci, adică acea anxietate, acea alertă, vreau să spun. Atunci tu zici, băi, ești anxios. De ce? Pentru că ai dat un răspuns firesc pe care creierul tău protectiv îl dă, știe că acolo este un anumit pericol, dar dă prea amplu. Îl dă un pic asimetric. Poate că dacă era omul ăsta în junglă, unde deasupra capului era un ghepard gata să-l înghită, răspunsul ăsta era adecvat, că frica aia îl face să sară, jump, și a salvat. Dar în fața făcălețului, soacrei sau socrului, nu știu dacă trebuie să fie la fel de anxietate cum ar fi când e deasupra capului ghepardul. Iată cum sunt situații în care răspunsurile noastre corecte din partea creierului nostru exersat și reexersat pot fi asimetrice și ca atare contextul să le numească reacții patologice. Ea în sine nu e reacție patologică. Și apropo de asta, nici una din emoțiile noastre, frică, anxietate, invidie, ură, gelozie, vină, ce vreți voi, nu e sănătoasă sau nesănătoasă în sine. Niciuna. Niciuna nu e patologică sau nepatologică în sine. Întotdeauna, atât gândurile noastre, și comportamentele noastre, cât și emoțiile noastre, capătă caracterul sau aprecierea de sănătos, nesănătos, patologic, nepatologic, în raport cu contextul care apare. Una și aceeași emoție, acum 3 secunde, era extrem de adaptativă, ți-a salvat viața, dacă ea continuă și acum, te omoară. Ok? Nu știu, deci vreau să faceți un pic această nouă lectură asupra emoțiilor văzute ca adaptative. De ce? Deci, spune, domnule, dar au trecut de mult vremurile alea când trăiam în junglă, erau multe pericole, acum avem porți, avem camere de luat vedere, avem bodyguards, de ce te afliști? De ce? Pentru că creierului este mult mai greu să se reseteze decât psihicului nostru. Aici este o ancorare biologică chiar. Mult mai greu se resetează creierul, adică poate să regurgiteze această realitate. Apropo de o întrebare, care am văzut-o adineaur, rapid, întrebările voastre, cum facem noi față aceste noi realități? Nu simplu, dar ne educăm, și o să vă dau răspunsul mai încolo, această flexibilitate, dar luptăm numai cu gândurile, cu mintea noastră, cu psihicul nostru, luptăm și cu creierul nostru. Și așa cum la nivel de soft faci mai ușor schimbările într-un sistem inteligent artificial, la nivel de hard mai greu. La fel și cu noi. Hardul nostru are o inerție mai mare. Și aceasta dă aceste răspunsuri adesea corecte, dar în contexte inadecvate.
Dar de ce facem asta? Păi preferabil să fii protejat decât să fii înghițit de ceva. Știți, se expresă poporană, mai bine suflu un iaurt decât să mă fric cu supa, sucul și neaurt. Așa ceva spune și creierul. Mai bine mă apăr și de stimul care, nu știu, se echivoci. Poate sunt periculoși, poate nu. Dar mai bine pentru mine să mă apăr, chiar dacă nu-i periculos, decât să spun, bă, poate nu-i periculos. Gândiți-vă, dau alt exemplu, vine în minte acum. Dacă noi când spre ochiul nostru vine un obiect, bate vântul și vine așa o musculiță, un praf, un fir de praf, o aripă de muscă, un ac de albine, ce-o veni el? Minuscul. Dacă eu aș sta să mă întreb, să pun întrebări, oare obiectul acesta minuscul, ce vine spre ochiul meu, e ceva periculos sau nepericulos? Că dacă e periculos, închid ochiul. Dacă nu e periculos, nu-l închid. Păi dacă am face asta, rămâne fără ochi din primele zile de viață. Dar pentru că noi reacționăm imediat la realitatea stimulilor, chiar și când nu sunt periculoși, dă dovadă că creierul nostru, psihicul nostru, preferă să se apere și de realități non-periculoase pentru a avea garanția că atunci când pericolul e prezent, tu ai arp. Aveți tendința unii, ca noi toți, că nu mai poți face, că e întrebarea aici, că nu mai poți face față fricii, ce să fac? Și dacă trebuie un medic, spune, domnule, iau anxiolit. Și poți să spui și altcineva, adică ia un drog, ia un medicament. După ce le iei și vezi că și scap, dar nu scap de frică, să știi, nu scap de frică, scap de intensitatea fricii, frica e tine. După ce vezi că îți prinde bine, mai iei două, mai iei și mâine, faci și dependența și nu vă vezi mai departe ce se întâmplă cu noi pe ruta asta. Eu nu spun că anxioliticele n-au efecte benefice, dar atenție, în sensul reducerii intensității fricii sau depresiei sau furiei, nu a vindecării. Medicamentul nu acționează curativ, decât în zona, că vezi, parțial pe zona biologică, reduce, dar temporar, nivelele de catecolamine. Bun. Ca atare, care e mare dezavantaj? Vă zice, domnule, știu răspunsul tău că ne spui că facem dependență. Da, dar mai e ceva. Apelând anxiolitice, la substanțe care reduc frica, noi, de fapt, ne inabilităm psihicul și creierul nostru să mai răspunde protectiv. Îl handicapăm. Nu-i mai lăsăm șansa aia de a răspunde la stimul periculos care a fost exersată și reexersată, că îl anesteziem. Ca atare, ca să concluzionez pe tema asta a fricilor ajutătoare, nu vă temeți de frică. Ea ne poate salva viața. Ea ne poate perpetua specia, să spun într-o izolibaj, dacă veți așa, biologic, evoluționist, cum ar zice unii. Dar asta e foarte important. Ne salvați viața. Viața asta aici, dar și viața veșnică într-o altă abordare mai încolo, dacă timpul permite. Dar mă refer acum a ne salva viața asta de aici, pământeană. Fricile ucigașe. Deși normale, firești, și nu neg lucrul ăsta, fricile astea noastre uneori sau anxietățile pot deveni dezadaptative. Când? Atunci când scapă controlul nostru, când sunt prea intense, când sunt prea frecvente, când sunt prea de durată, când interferă cu tot ceea ce facem noi, adică ne parazitează activitatea, adică atunci când ne afectează buna funcționare. Atunci devine sănătoasă, devine nefuncționale. Și atunci eu spun, sunt frici care ne ucid. Ne ucid în sensul că ele ne corodează pe noi, psihicul nostru, în sensul că spune ne ucid. Că sunt frici care stau ca și temeri constante, nefondate, frici care ne invită să evităm confruntarea cu realitatea, să devenim extrem de defensivi. Sunt frici iraționale în raport cu un obiect, adică te temi de ceva, deși îți dai seama că e o prostie să temi așa, cum e un fob, de exemplu, care e frică să intre în lift, că e claustrofob. Și explici, băi, dar uite de copiii, bătrânii, iau liftul, urcă, coboară, nu mor. Da, domnule, așa este. E o prostie să-mi fie frică de lift. Așa e, da, domnule, tâmperii, ja, ai lift. No, acolo mergi matale. Eu nu intru, că crăp. Deci, iată cum e mintea umană. La nivel rațional, la un moment dat, poți să explici omului că e un caracter irațional în interpretarea sa, asta nu-i garanția că l-ai scăpat de frică. De ce? Pentru că în cazul acestora, gândul ce generează frica nu e la nivelul conștientului. Este în inconștientul. De acolo operează. Iar forța unui gând negativ, nesănătos, irațional, cum noi, inconștient, e mult mai mare decât forța gândului conștient, că l-am indus eu acum. Dar asta deja intră pe terapie, nu mai intră în acest aspect. Dar am vrut să vă dau niște exemple să vedeți ce înseamnă această forță a gândului și cât de mult ne putem noi înșela. Întrebarea cincea. Ce sau cine ne izbăvește de frică? Revin la termenul ăsta cheie, care l-am pus de început, izbăvirea de frică, și atunci pun întrebarea, și firesc să o pun pe final, ce sau cine ne izbăvește, ne salvează, ne protejează de frică? Deci, sunt două aspecte. Aspectul pe care noi, în psihologie, în medicina ta și teologia, înaintea psihologiei și medicinei, îl tratează, a distinție între o abordare în sens preventiv, profilactic față de frici,
și o abordare de tip curativ, tămăduitor, vindecător. E bine să știm lucrurile astea, pentru că, și mai întâi mă refer un pic la prevenția fricii, e bine să prevenim noi, mă refer la prevenția fricilor nesănătoase, nu la alea nesănătoase. Cum previn eu ca frica mea sănătoasă să se convertească, să transforme una nesănătoasă? Deci sunt mai multe explicații, mie îmi plac aceste rute, cândva recunosc o conferință chiar așa, într-un spațiu teologic, despre imunitate. Și vă dau niște repere care mă vin în minte acum când mi-am schițat ce să vă zic astăzi. Vedeți, noi suntem foarte obișnuiți să spunem despre imunitatea biologică a ființei umane. Și multe știți despre homeostazie și cum are loc imunizarea noastră, născută, apoi dobândită, educată, cum putem crea anticorp, bla bla. Virus, antivirus, vaccin, toate sunt pe ruta aceasta. E bine, dar mai puțin vorbim despre imunitatea psihică și foarte puțin despre imunitatea spirituală. E bine, mă se refer acum în special la intrarea psihică și puțin acea spirituală. Spuneam că nu vreau să intru eu prea tare în zona aceasta a teologiei, unde multe alte persoane sunt mult mai abilitate decât mine. E bine, trebuie să știți numai că avem și o imunitate psihică, pe de-o parte înăscută, moștenită, care sunt așa numitele mecanisme psihice de apărare ale psihicului nostru. Sunt născute alea. Și e bine că sunt născute. Care ne apără de foarte tipuriu? Nu ni le educă nimeni. Ele sunt născute și acționează de foarte timpuriu, foarte eficient, foarte rapid, cu foarte puțin consum energetic. Ele salvează din sute sau mii de situații periculoase. De aceea? Pentru că sunt automate, inconștiente, rapide și economice. Dar avem și o imunitate dobândită. O imunitate preventivă pe care o dobândim de-a lungul ontogenezei, să mă exprim în termenii al medicilor și biologilor care sunt acum pe linie, deci care o dobândim în ontogeneză în sensul că dobândim niște, numim în psihologie, strategii de coping. E din engleză, to cope with, to deal with. Știți expresia că tot se desprinde în engleză? În română ar trebui o frază lungă să spun ce înseamnă cope, dar coping nu se referă la ceva decât la toate acele strategii mentale și comportamentale prin care eu fac față distresului, anxietății, furiei, depresiei, culpei, invidiei, geloziei. Ăla e coping, într-un sens așa, dacă vreți, intuitiv. E bine, aceste strategii de coping le dobândesc în dezvoltarea mea autogenică. Nu mă nasc cu ele. Mi le educă tata, mama, fratele mai mare, mediu, îndrumătorul, mentorul, duhovnicul, cineva mi le educă. Sunt strategiile prin care eu fac față realității și ale numim noi strategii de coping, sunt foarte multe, sunt variante laice, variante religioase, nu intrăm în unte acum, decât poate la întrebări, dacă să fie întrebări, despre ce înseamnă coping-ul în varianta laică, religioasă și formele sale. E bine, asta e prevenție. Dar să luăm în calcul și terapia. Terapia poate să fie, cum am spus înainte, medicamentoasă, cea mai la îndemână. E eficientă imediat, adică efectele le vezi imediat. Acționează în planul biologiei mele. Știți, o emoție, cum e și anxietatea, are cel puțin patru niveluri. Când eu sunt anxios, când trăiesc anxietatea, iertați-mă, fiu mai corect, nu, e prostie să spui că ești anxios. Nu, eu am o emoție de anxietate, eu am o emoție depresivă. Deci nu, să încercăm să eliminăm aceste exprimări în termeni sunt deprimat, sunt anxios, sunt furios. Nu, nu, nu. Înseamnă că încerci să-ți înlocuiești identitatea ta complexă cu o experiență personală temporală, ocazională, care nu te poate defini. Că dacă o lași să te definească, e rău. Și mai revenind, terapia poate să fie medicamentoasă. În cazul ăsta, și v-am spus, medicamente ansiolitice, de obicei sunt, care sunt ansiolitice, sunt și antidepresive, au efect imediat, acționează biologic, în primul plan al emoției mele, apoi este și planul, dacă vezi, fiziologic, apoi planul cognitiv, planul subiectiv și planul comportamental, dar mă refer aici la planul biologic al oricărei emoții, care înseamnă cum trăiesc eu în biochimia mea anxietatea, acolo acționează ansioliticul, imediat reduce nivelul de catecolamine, adică ajută ce făcea monoaminooxidaza care săraca a obosit, se prea puțină, ce spuneam la început, o ajută. Dar atenție, nu vindecă, nu vă vindecă frica. Vă reduce intensitatea ei. Vă ajută un pic să depătați mai flexibil realitatea, dar temporar. E ca vinul la sex, seara, roșu, două pahare, ce frumoasă e viața, chiar dacă ai terminat-o la 6 tensionat, un vin roșu sănătos, cu multă anilină în ea, e cel mai bun ansiolitic, da? Acum vedeți, fac reclamă la vin decât la psihologie. Cei care nu ajung la psihoterapie și că gândesc că un par de vin mai ieși decât o ședință de terapie, luați vinul pentru că două pare vă rezolvă. Dar, repet, fără să glumesc, e o soluționare temporară și e centrată pe simptom, pe manifestare, nu pe cauză.
Și vinul și medicamentul este de cele multe ori o terapie, o terapie centrată pe simptomatologie, pe manifestare și nu pe cauzalitate. Pentru că, spun mai sus, și întăresc lucrul ăsta, emoția e cauzată de propriile noastre interpretări. Eu cu vin numai mi-aburesc interpretările, nu le schimb. Cu drogul care le iau, nu schimb interpretările, le amortizez, le anesteziez un pic. Dar asta este temporar. Surse pentru aceste mecanisme de copii sunt multiple. Poate să fie propria experiență, poate să fie înțelepciunea înaintașilor, de aceea citim patericul egiptean, patericul românesc, nu știu câte alte lucruri, am găsit surse extraordinare de copii. Nu mai zic de Vechiul și Noul Testament. Eu am luat alte exemple plecând la premisa că în Noul Testament voi citiți mult și extrageți extrem de mult de acolo ca surse centrale de copii. Apoi este consilierea și psihoterapia. Noi nu suntem niște vraci, nu suntem niște tămăduitori. Noi avem niște forțe paranormale prin care vindecăm pe om. Doamne ferește! Noi învățăm pe cei ce suferă, cei ce nu fac față singuri realității anxiogene, depresogene, strategii de coping. Noi educăm niște strategii cu care ei vor lupta cu propriile emoții. Nu ne interșajăm cu ei. Nu punem mâna pe ei să-i vindecăm. Doamne ferește, nu avem. Deci aici, apropo de o diferență foarte mare între ce înseamnă punerea mânei preotului, care este toată dimensiune, și ce înseamnă o abordare nesănătoasă, ipocrită, patologică, că și psihologul avea ceva, știu eu ce, competențe, dincolo de o competență firească. Suntem, dă Doamne să fim, puțin mai educați decât clienții noștri în ceea ce privește numărul, tipul, calitatea strategiilor de coping, le împărtășim și lor, îi rugăm să le pună în practică, îi monitorizăm că le pun în practică și Doamne ajută, se pot vindeca singuri pe componente care țin de problema psihică, nu și pe cele care țin de problema spirituală. Ca să fie foarte clar că unii așa cu fețe care vizi la mine acum m-aș fi văzut că am luat locul preotului. Nu, nu. Aici este o intervenție pe zonele care țin de, ce spunem noi, eul empiric, nu de eul metafizic. De aceea, putem vorbi și de terapia creștină sau terapia duhovnicească a fricii. Pentru un creștin autentic, un creștin trăitor, nu declarat, nu mărturisitor în sensul mărturisirii verbale. Că știți, aici zice, Doamne, eu sunt creștin mărturisitor. Dar cum mărturisești? Verbal, nu, trebuie să mărturisești faptul. Deși trăirea ta, de mă refer la un creștin autentic, al cel care trăiește și trăiește religia, trăiește principiile și dogma, pentru un creștin autentic, întrebarea nu trebuie să fie în prima ei formă ce ne poate scăpa de frică. Pentru un creștin autentic, întrebarea este cine ne poate scăpa de frică. Și răspunsul știți și voi. De ce spun asta? Pentru că, și aici fac un pic excurs lateral, și psihologia și teologia se ocupă de problematica controlului. Un foarte important aspectul ăsta, pentru că de cele mai multe ori noi trăim frică atunci când sentimentul nostru de control sau sentimentul nostru de controlabilitate e foarte scăzut. Simțim că nu mai putem controla realitatea. Ce te aducă frica? În situația unei incontrolabilități conștientizate apare frica. De ce? Că se dezvoltă gândurile că nu pot face față. O să crăp sigur. E groaznic. Nici nu vreau să mă gândesc ce se întâmplă dacă iau virusul. Și atunci trăiești intens sentimentul de incontrolabilitate. Iar el se revarsă în aceste anxietăți puternice, în frici care trăim noi. Dar, repet, mintea noastră creează. Oricât de severă a fi realitatea, oricât ar fi de mare calamitatea, că au fost mai mare calamități decât acestea care trăim noi acum, unii oameni experiențează emoții nesănătoase, intense, alții mai puțin intense sau adaptative, sau unii nici nu au un răspuns emoțional. De ce? Pentru că trebuie să interpretezi. Și mai revin. Și psihologia și teologia se ocupă de control. Și psihologia, și teologia, și educația laică, și educația religioasă ne ajută să dezvoltăm strategii prin care noi să putem controla realitatea. Mare similitudine aici. Și psihologia și teologia vrea să-l ajute, mă rog, mai întâi pe tine însuși și apoi pe celălalt, să facă față cu succes realității. Dar apare și o diferență esențială, mă rog, printre multe altele. În problematica controlului, psihologia de regulă caută să te convingă, sau noi ăștia vrem să vă convingem, că v-am putea da strategii de control depline, ca să putea controla totul. Nu fac parte dintre aceia, dar vă spun că sunt mulți de noi care induc acest mesaj. Nu-i sănătos. Nu e corect nici paradigmatic. E mai degrabă dogma lui. Niciunul dintre cei cu cap, dintre promotorii oricăre paradigme psihologice, n-ar promova lucrul ăsta neechivoc să spună că psihologia poate echipa pe celălalt cu mecanisme de control deplin, să pot crea totul. Pentru că începe la să creadă zeu sau Dumnezeu.
sau chiar vrei să induci ideea că poți crea un mic zeu. Religia totdeauna ne arată că ne poate da strategii de control, dar religia ne arată și limitele controlului nostru. Ne arată că sunt aspecte care sunt dincolo de competența, de abilitatea noastră de a controla. Și în momentul când tu conștientizezi că poți controla mare parte, mai mică, mai mare, fiecare de noi, din ceea ce înseamnă viața ta, dar rămâne un spațiu mic sau mare, incontrolabil de către tine, de acolo încolo operează altceva. Pentru cei care e creștin autentic sau trăitor. Credința. De acolo încolo operează credința. Ăsta e testul adevărat al credinței. Nu aici când tu controlezi, ești stăpân și popular, vulgar și sonor, îți manifesti, etalezi credința. Credința autentică intervine în zona aceea în care tu ai devenit conștient că până aici ai putut controla, de aici nu mai poți controla, dar îți dai toată încrederea, toată convingerea în mâna cui? Păi Dumnezeu, Iisus Hristos. Ai convingerea că de acolo încolo te poate ajuta. Ba mai mult, dacă tu ai fi invers, să tot ceri ajutor dincoace, unde poți controla, unde Dumnezeu ți-a dat șansa și libertatea de a lua decizii și poți să faci la măsura potențialului, competenței, abilității tale, nu e corect nici față de Dumnezeu. Tu să-i ceri atunci când ai trecut de limitele tale de a face față realității. Cele permise, cele sănătoase, de acolo încolo. Și acolo e testul adevărat al credinței. De-abia acolo se poate valida. Că e zona aia în care realmente tu ai mărturia că nu poți să mai controlezi. Concluzii. Fricile, anxietățile, aceste emoții care am vorbit despre ele, sunt emoții sau răspunsuri afective firești. Sunt predispoziții biologice de multe ori, dar de cele mai multe ori sunt dezvoltate în ontogeneză. Le educăm. Ați văzut cum? Mai multe explicații. Ele ne pot salva, izbăvi sau, dimpotrivă, ne pot ucide. Ne pot ucide trupul și sufletul. Aceste emoții, aceeași tip de emoție, poate să fie o emoție salvatoare, izbăvitoare, cum am spus pentru voi astăzi, sau poate să fie o emoție ucigoasă, o emoție care sistematic ne corodează, ne distruge. De aceea, indiferent de natura lor, sănătoasă, funcțională sau nesănătoasă, disfuncțională, patologică, majoritatea fricilor noastre, spun majoritatea pentru că sunt la discuții și între psihologi, dar marea majoritate, covârșitoarea majoritatea emoțiilor noastre, sunt produsul minții noastre. Repet ce am spus la început, încetați să mai blamați pe alții pentru emoțiile care le trăiți. Noi le producem, noi le sporim, noi le putem și elimina. Prin urmare, purtăm întreaga responsabilitate pentru calitatea emoțiilor noastre. Suntem direct responsabili pentru calitatea și pentru consecințele acestor emoții. Adică noi suntem responsabili dacă generăm o emoție sănătoasă sau una nesănătoasă. Noi suntem responsabili dacă ne generăm, de exemplu, îngrijorare față de ce înseamnă coronavirusul, care este emoție sănătoasă, să fii îngrijorat și foarte îngrijorat, și alta este să-ți generezi frica sau anxietatea, care înseamnă emoție nesănătoasă. Dar mintea noastră o face. Realitatea e aceeași. Virusul e același în toate milioane de oameni. Unii sunt înfricoșați, un atac de panică, paralizați de emoții, alții au emoții constructive. Se protejează, spală pe mâini, își pune mască, nu spun, dar pentru că au o emoție sănătoasă. Așadar, nu uitați, frica ne poate salva sau ne poate ucide. Noi, doar noi, suntem responsabili de geneza și consecințele ei. Să ne asumăm la fel de responsabil această calitate și status al nostru, căci este în baza liberului arbitru pe care ne-a lăsat Dumnezeu. Cel mai frumos, cel mai bogat, cel mai important dar pe care l-am primit este acest liber arbitru. Unii poate mă vor contesta că atât de mult apăs, ca dar de Dumnezeu. Pentru că libertatea asta este în tot ceea ce facem, de la ceea ce gândim, de la ceea ce trăim, de la ceea ce manifestăm, de la raportarea noastră la Dumnezeu sau la diavolul, de la noastră la rugăciune sau la bajocul, la ce vezi voi. În toate aceste ipostaze, vedeți, noastre suntem liberi să decidem. Exact la fel suntem liberi în fața unei situații care în sine, obiectiv vorbind, e una neplăcută, e una nedorită, e o calamitate, asta sau alta. Noi avem libertatea interpretărilor, noi avem libertatea evaluărilor, ca atare, și libertatea, invitația de a ne asuma responsabilitatea de toate aceste interpretări. Vă mulțumesc!